Am pornit pentru câteva zile, alături de Anda și Ionuț, să descoperim puțin din toate locurile minunate pe care le oferă Republica Moldova. Am plecat din Chișinău și mergem spre România, spre casă, dar nu înainte de a ne opri în Găgăuzia. Melodia lui Biugi Mafia. Regiunea autonomă Găgăuzia. În toată lumea sunt 200.000 de găgăuzi, dintre care 140.000 se află aici în Moldova. Și sperăm că o să fie foarte mișto, nu plouă, e tot ok și am găsit un restaurant foarte ok, tradițional, unde vrem să și mâncăm la prânz. Și Roxana... plătim cu bani găgăuzi. Și Roxana râde în spate. Nu există bani găgăuzi, am glumit. Găgăuzian coffee pentru tine. Am ajuns în Comrat, care este capitala Găgăuziei și deși sună foarte funny, aceasta este o regiune autonomă din Republica Moldova și este interesant că din cei 200.000 de găgăuzi în întreaga lume, 140.000 sunt pe teritoriul Republicii Moldova și 12.000 sunt în acest oraș. Ce e asta? Nu știu. Ce? Cremă de vanilie și o băbașă. Ah, nu costi. Nu, 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 nu făcut așa. Dar mergem la masă. Până mergem la masă. Frumos. Nu mai mănânci. Mănânci prostii. Pe cum mănânc prostii? Bine, da, da. Zic prostii, mănânc prostii. Puține prostii. Mai mănânci ciorbă. Uite, să luai un borș. Un borș, mă. Borș. Ar vei gândi. Mănânci un borș? Haideți să vă arăt cum este acasă la găgăuzi în Comrat. Sunt doar 200.000 de găgăuzi în toată lumea, dintre care în Republica Moldova sunt cam 150.000, iar suntem în capitala lor, un orășel de 12.000 de locuitori. Au propria lor limbă, chiar este pe cale de dispariție. Dacă au rămas doar 200.000 de găgăuzi în lume, vă dați seama. Iar asta este parcul lor central și biserica, veche de 100 și ceva de ani, mândria găgăuzilor. Da, cine sunt găgăuzii ăștia? Ce neamuri sunt? Eu știam că sunt neamuri turcice. Deci, găgăuzii sunt neamuri turcice, creștine, o ciudățenie a naturii. Și sunt foarte mândri de asta. Și mai nou li s-a dat și autonomie în Moldova. Da, interesant, e foarte interesant. Da, e chiar interesant. Și au început și clopotele să bată. Când am vorbit despre ei. Să nu înceapă găgăuzii să ne bată. Haideți că încep găgăuzii să ne alerge, cred, în curând, dacă mai stăm mult. Hai, unde mai mergem? Deci aici este parcul central, biserica. Parcul central, foarte inspirată așa de-o ales numărul. Numele. Da, exact. Unde mai mergem? Ce mai vizităm? Biserica centrală, parcul central și blocul central. Da, cam atât. Da, am trecut și au și două semafoare în oraș. Okay. Și cam asta e. Oricum, orașul este destul de mic. Este micuț, da. Mai vedem. Costin, ce ai de declarat despre găgăuz? Avea bunica mi-o foc, bă, când nu înțelegeai ce spune ăștia, bă, tu ești găgăuz. Cred că de aici vine. Că nu înțelegi limba. Oh, da, de la asta venea. Că nu înțelegeai limba, așa, bă, ești găgăuz. Da, că nu înțeleg ce îmi spui. Și dacă sunt și în... popoare turcice, într-adevăr, e o limbă diferită. De la asta diferită. Se trage, de la asta li se trage. Bă, ești turc? Da. Am dat, tu ești găgăuză azi? Nu, dar am observat că tot e pe aici găgăuz something. Găgăuz gaz, găgăuz news. Exact. Găgăuz TV. Nu e așa când ai filmarea, te simți în putere? Ba da, când am camera, suntem la Dan Diaconescu în direct. Am paloșul magic. Până în momentul ăsta,
n-am simțit o diferență dintre Republica Moldova și Găgăuzia. Dacă la Tiraspol am simțit o diferență, se simțea că nu este ca în Republica Moldova, aici nu simți o diferență, nu ai impresia că ai ieșit din Republica Moldova. Mai bine aici, mai mișto arată aici. Da. Stăm aici? Da. Hai. Arată bine în beci. Stăm aici. Mulțumesc. Da. Foarte frumos. Ce bine arată. Vreți să mâncăm aici la scaunele? Nu. Vai, dar ce bine arată. Putem arunca asta în coșcă, nu știu, de aruncat. Asta este pește uscat. Putem plăti cu card? Card? Meniu? Meniu. Meniu. Ok. Hai, ce dimineață. Ne-am așezat la masă. Ne place foarte mult locul și am comandat preparate tradiționale. Adică am găsit sarmale, parcă sarma. Eu am comandat sarmale specifice, Costin carne. A câștigat marele premiul. Da. Câștigător al marei premiu din Moldova, ca urma caldă, un fel de friptură de miel. Și eu am mai luat o supă găgăuză. Abia aștept. Abia așteptăm să vedem cum sunt. Chiar sunt curios. Da. Este un mix așa între bucătărie turcească, bucătărie moldovenească. Da. Chiar totul arată foarte bine. Să vedem cum arată în porția în realitate. În meniu arată bine în poză.